Salutare lume, bine ați venit, eu sunt Gozmen și da, am mai schimbat puțin teoria de aici, am vândut cam mare parte ce mai avem și pe aici, vreau să mai încerc și cu altceva în afară de Rusia, pentru că Rusia e prea OP. Vreau să mai mă învăț și cu altele. Uite, avem și joac Panzer frumos. Uite, de ce să nu facem și pe TD-urile astea la alte? Avem Panzer. Astăzi vreau să jucăm cu TU-40. Vreau să încerc să fac M10-le. Avem nevoie de vreo 8.000. Și ce nu avem jumatea lui. Aproape de jumatea lui os. Facem cu T40-ul. Da. Să zicem ce mapă o să avem. Să sperăm că nu avem duște de tier 5 sau tier 6. Sunt caucaz. Am fac. Doamne, n-am mai filmat de mult gron și trebuie să mai filmez. Trebuie să mai fac și pe telefon. Va pun la cu duminica care am făcut-o, nu? M-am gândit gen să fac un univers al personajelor din toată gama noastră de care avem noi bubuil. Și na, o să avem diferite, o să facem duminica pe diferite mape, să zicem așa. O să mai fie și vloguri de alea simple în care o să fie facecam, adică facecam. O să fie vlog, simplu. O să mai fie și așa, o să mai fie și prin Garry's Mod. O să încerc și prin metoda asta de Garry's Mod să fie mai, câtuși de puțin un vlog de gameplayer mai original. Și chiar este mai original, pentru că n-am văzut la nimeni să facă vlog într-un joc. Adică să te prezinți ca fiind vlogger într-un joc. Oh, nu credem! Nu credem, nu credem! Da. Nu prea se obișnui cu TD-urile astea fără turelă. Sau cel puțin astea cu fără turelă nu s-au obișnuit. Da, facem. Wow! Un SU-76M se pune cu un SU-100. Normal că SU-100 o să-l iei, că are un tun mai mare decât ăsta. Și ăsta e cu al doilea tun avea pe el. Stai, nici nu știu ce tun are. Are tunul măcar de 85. Ia, trebuie să mă uit. E bune? N-are tunul de 85. Are tunul de 60 sau 70 de milimetri. În fine, n-am mai făcut gron de ceva vreme. A fost chiar dor să fac gron. Ce să-i faci, mă? Viața e grea. O să încerc să mai fac și pe telefon. Da, n-am făcut pe telefon, n-am mai făcut de multă vreme pe telefon. Am uitat, pur și simplu, deci m-am luat cu alte gameplay-uri și pur și simplu am uitat să mai fac din alea. Nici Manhunt n-am mai făcut.
Da, știu. Nu mă certați, vă rog. Știu că mă certați, bă, știu. Mă, vă știu pe tot, mama. Oh. Unde două... Între doi nu... Între două nu e bine, dar asta e. Și mai știu cum venea problema. Între două nu te plouă, dar nici bine nu ți-e. Exact, exact așa s-a și întâmplat. Ah, de erau două M4 fără 10, mai scăpam. N-ai ce să-i faci, mă, ce să-i faci? Mamă, ăsta cu 5 HP se luptă cu atâția. Mamă, mamă. Oh! Să mor tu, că ăsta o să facă... Stai, stai, stai. Oh! Oh! Uh-oh. Da. Mission failed. Da. Deci da. E bine, l-a scos pe ăla care putea să-l scoată din prima. Wow. Mai bine rămânea pe aceeași poziție și ceva de ce nu încerca să stea în mai multe feluri. Ia să mai vedem ce pula mea mai pic pe aici, nici nu mai știu ce mai am pe aici pe Facebook. Adică, no, știți cum e, eu mai... mai comunic cu fanii, în primul rând, da, comunic cu fanii foarte mult. Sunt foarte comunicativ de felul meu, deci îmi place să comunic cu fanii. Și m-am uitat să văd, bă, mai e vreun fan sau ceva care scrie sau nu știu cum. Sunt comunicativ, îmi place să vorbesc cu fanii mei. În primul rând, chestia asta îmi place, pentru că e un schimb de idei. Așa. Două activități. Ia să vedem ce mai e pe canalul nostru, pe pagina noastră de Facebook, care ce ne va zice oare. T18. Da. Da, nu prea mai e nimic nou. E ușor, ușor în creștere, deci canalul e foarte bine poziționat. Sunt singurul Panzer Jagger 1, sunt singur pe bune. A, nu. Mai e și la altul de la ei. Da. Stau și mă întrebare, de ce eu sunt mai poziționat mai sus decât T-18, când T-18 e mai bun decât mine. Bă, ironică chestia asta, să știți, e ironică. Hai că o să ne luăm și Murder-ul, Murder 3-ul. Să mă întrebare cum arată Murder 1 și Murder 2. Eu știu că există dacă se zice că e Murder 3, înseamnă că mai sunt încă două modele în fața lui. Mă rog, în spatele lui. Panzerjäger. Au cum stau înclinat! Vai de pielea mea, deci... Cum reușește tankul ăsta, frate, să stea înclinat în felul ăla? Bine, ăsta ce greutate are, mă, că nu e așa foarte, foarte greu. Penetrated. Stai, mai e nașpa eu ăsta? Oh! Hai să-mi bag pula! Hai să-mi bag pula, mota! A, nu cred, mă, împins în spate de T-18. Normal, T-18.
Install. GG, mă, deci mi-o faci o echipă de T-18. Haide, pula mea. Ce bune, mă, mai avem nevoie de 40. 40, mă, 40. Deci ne faci o echipă de T-18. Incredibil! Deci, cât de ineficientă chestia asta. Mor! Like, de fapt, la... Asta ar fi fost o chestie. După ce fac ăsta, Incredible scout la 400 de metri, ceea ce eu sunt un TD care trebuie să mă bag direct în el, tot să dau ăsta. Eu n-am turelă, service repair-ul, impact care de coloziune care îl primesc, ăla trebuie să, pentru impactul ăla de ce trebuie să fac altfel acolo, trebuie gen, cât damage încasez eu, ceva de gen. Și sunt ricoșeuri, se mai adaugă în experiență acolo. Da! Un tank cum este T-40, puteți să ricoșați cu el. Adică să luați ricoșeul, dar știți cum? Să tragă unul, să vrea să tragă într-o zonă sensibilă și trece. Și când iese să vină proiectilul, undeva la jumate să te întorci rapid și deja ai aruncat proiectilul în altă direcție. Da, din T-40, are o zonă care se poate ricoșa la el. Are o zonă micuță de ricoșeuri. De oricum e T-40 în puii mei. Astea americane nu sunt foarte bune la început, își varză la început asta. Adică în 4 Sherman, mai țineți minte în 4 Sherman cât mă enerva meu cu ăla și mă... stresam, deci nu puteam să fac față la un KV-1 și... La KV-1 nu puteam să fac față. E incredibil, nu? Normal. Exact ce zicem, mă caută fanii. Da, știu, la Grunt sunt foarte puțini care se uită la episoadele de Grunt, dar e bine și atâta, nu e problema, mai cresc ei. Facem doar meciul ăsta, ia să vedem, deci... fix de cine vorbeam, mă, cafea 1. Au Panzer 3 și...
avem Panzer 3 AU și ei au un T-46. Pizda mătii de Stug 3. One shot, one kill mi-a dat. Că avea unul cu tun de... Se duce pe KV-2 și ăsta se duce pe... Are tunul de 85 de mm. Ăsta e Panzer 3. Hai de pula mea. Dacă mă uit pe KV-1, pe ăștia să mai văd ce se poate face pe el. Rezistăm oare? Nu rezistăm? E bine, e KV-1, poți să ții ricoșeul. Nu e problemă, e KV-1. Iubesc sunetul de la tonul de 85 de mm de KV-1. Îl iubesc. Dar tipul e bol, deci pierdem. Oh my god, ce căca faci, mă, încerc să dai în KV-1, doamne! Ce încearcă și eu să tragă... Deci se întoarce KV-1, îi fute o bucată de nu se știe. Bă! Doamne că... Crede că poate să penetreze. Ai de pula mea, frate. Ce bă cu echipa asta, mă? Deci e pierdută, oricum e pierdută. Vai de pula mea, n-am văzut așa ceva, mă, de... Deci echipă din, nu știu... Și că se echipă de aia de flori în pula mea. Deci, nu, echipă de păpădii printre flori, știi? Unul mai prost decât altul. Deci Panzer 3 ani încercând să dea într-un KV-1 și... Dă în el, vede că nu-l penetrează, dar tot dă în același loc. Nu realizează că nu poate penetra. De era deștept, nu se băga pe ăla. Doamne, bă, deci unii oameni sunt mai proști decât preveri de lege. Eu nici nu știu cum poate Hitler să-i fi dat tankul ăla, deci cred că îi dăteam un tractor cu o mitralieră de 5 mm și că asta era pentru el cel mai bun. O, da, m-a băgat în prima linie pe mine. Deci ce m-a băgat în prima linie cu AT-1? T-18-le teoretic e mai rezistent decât mine, dar m-a băgat în prima linie. Până și T-3-ul e mai rezistent cât de cât față de mine. Iolo T-26? A, nu, că și tu e pe aici. Sunt singurul... Nu. Aoleo! T-18 rus. Ia să vedem rusul contra mine. Îl facem. Și mi-e place să văd tankul mai de aproape de aici. O, da! Ar trebui astăzi să fac un episod măcar de... Gheris mode în care... care să încerc să fac și eu niște
Ia, dar cine e? Oh, uite, rusul. Ziceam de ruși. Stai așa, să facem o eschivă de aia de români. Ce crede că Mother Russia e așa bună? E bine, mă. Mother Russia, să știi că fără fără România nu ele bune. Știu, rușii când ne ascultă limba noastră îmi spună ea, a, dar ce dracu vorbesc că ea chineză? Noi nu înțelegem așa ceva. Bine, nici noi nu înțelegem rusa. Adevărul e că ăsta așa e. Înțelegem, probabil părinții noștri înțeleg rusa mai bine pentru că ei au trăit în vremea comunistă. Unii din ei. Mai sunt părinții ăia moderni, care ăia chiar nu știu. Sugura, mătii! Frate, vreau și eu să iau unul! Frate, unul ia... Stai că o să încerce să urce. Ok. Mi-am satisfăcut dorința. 69, pe bune mă, 69 damage. What the fuck? 69 damage. Intră pentru 69 damage. Wow. 69 damage, dar am luat 4... Am luat 200 și ceva. What the fuck? Avem în premieră, tântărăm. Oh, ce avem aici? Oh, congratulations! You have a erită. Fine. De ce nu? Să punem. Mă, bă. Wow! Ce tank! Mă șochează! Ce are ăsta? Un de tier 3? Nu înțeleg de ce până mai dau un plus bani, dar în fine. Wow! Incredibil! Ia și tu unul ăsta. Hazard! Ia să vedem tunul pe Hazard. Ce are? Un tun de... 7,5 cm. 10. Iar ăsta este deci tot de 7,5 și de ăsta de tier 5. Ăsta în cât timp o încarcă, frate? Dă între 5 proiectile și 6 proiectile pe minut. Ăsta dă... Ai dă pula mea pe bune, mă! Ăsta dă 11 proiectile pe minut. Ăsta dă 11 proiectile pe minut. What the fuck? Asta dă între 11 și 12. Nu, asta-s cam greșit, nu. Dă ceva de genul 5 proiectile. Asta dă ceva de genul 5 proiectile. 5 proiectile pe minut. Asta dă cam și ăsta cu cât dă? Ia să vedem. Sunt curios. Deci cu tunul ăsta, da, adică citisem bine, mă, deci ce nu, deci am avut impresia că nu citeam bine. Ai da bine.
New recruit. Hai să dăm un recruit aici. Wow. Wow. Să ștergem una. A, nu, că ăștia... Serving-ul... Uite, că vreau să pun pe ăștia așa, uite, așa, perfect. Hai să facem și încă un match cu Marda 2! Adică Marda 2, Marda 3, wow. Mardor, nu mă gândesc că e o chestie pe jumatea lui. Un tank cât de cât ok, tier 3. Și avem ceva până când strângem de un headzer. Așa, hai. Oh, Ice Sword, fix mapa mea preferată. Asta e cea mai preferată a mea, pentru că e plat totul, nu trebuie să te ascunzi cine știe ce. Cel puțin pe KV2 aici ești boss. Boss de boss. Nu știu, m-am săturat de tier 6. Tier 6 e foarte... De fapt, de la tier 6 încolo spre 7, spre exemplu, cu tier 7 deja e foarte greu. Și când vezi că deja toate isăurile au tunul cel mare, tu ai un căcat de tun. Are rază mare. Asta e interesant, are rază mare. Da, e și mic tank. Ce te aștepți de la un tank mic? Tancul chiar place. Aia e ce până nu ne-am dus, ne-am dus cu toții pe aici. Ai mă, nu cred, au KV1. Sper că nu m-au detectat. Nu m-am detectat. Ceva genul, hello, motherfucker! BT-7. Arată frumos! Și că e un T3. Mult mai frumos arată ăsta. Ca și tank, arată mult mai frumos. Asta e cu al doilea tun. Ai putea să dai și cu spatele, să știi. Nu, îți spun prietenește, dai cu spatele, e mai ok. De te prinde că avenul 1 te-a mâncat. Că avenul 1 e la început.
Dă-i, 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 dă-i! Se axează pe cave un blaciu. Unde-i dă, dă-i mă pe turel în pizda mătii de T-21 că și-o mă pricep mai bine decât tine. Am experiență pe Rusia. Multă. Știu cum sunt tancurile astea masive. Iar căcatul ăsta trage la șenile. De ce trage la șenile la KV-1? Că oricum îl zbuc. Dar e un sigur proiectil atât. Să-l ții. Bravo, mă, boule. Bine, mă, bravo. Și acum o să te rup, mă, în 4 fulă 10, că ești tu praf. Dă-i la KV-1, dă-i la KV-1 pe turelă! Pe KV-1, boule, că te scoate KV-1! Vai de pula ta care ești, mă! Îngropați-ar turela în pământ! Cu sinceritate! Sincer îți spun... T-27, ești varză! Varză! Doamne, deci, nu cred, mă, nu cred, să... Uite, mă, și BT-7 unde pleacă, futu-ți morții, mătii, hai, mă, că ăla are 15 secunde, voi îl rupeți. Nu știu dacă și-a tras ultimul proiectil, deja. Uite, uite, ce frică, mă, pe ei, mă! Futu-vă în gură, mă, deci, proști, mă, doi proști. Săriți, mă, amândoi pe el. Ia uite, ia uite unde fuge BT-7.